astăzi. Toată ziua se vorbește astăzi despre noroc. Norocul în sus, norocul în jos. Vă spun eu cum e cu norocul. Norocul și-l face omul cu mâna lui. Ați înțeles? Cât ai fi de norocos, cât ai călca în rahat, cât păsări s-ar elibera în capul tău, norocul e la tine. La tine, în suflet și în mâinile tale. Ete, eu cât am fost de norocoasă în viața asta, n-a venit nimeni la ușă să bată, să sună. Bună ziua, bună ziua, sunteți doamna, eu sunt doamna. Poftiți aici, aveți nevoie de bani, am nevoie de bani. Poftiți aici să vă plătiți facturile. Nu, nu, nu se poate. Norocul e în mânuțele mele, în picioarele mele, în capul meu. Să muncești, mămică. Cât muncești, ai. Nu muncești, stai. Acum nu vă mai uitați la aia care s-au mâncat ce au avut, s-au băut ce au avut prin scăldătoare. Ați înțeles? Norocul fetelor, câte vorbi cu asta de lângă mine, zic, ce faci? Ce să fac? Bine, zice, uite, bărbatul meu gătește, bravo ție, bravo, și tu, eu sparg lemne. Aoleu, bravo, măicuță, da, nu-mi place să gătesc, pe mine să mă pui la muncă fizică, bravo, uite așa, vezi? Norocul, norocul, că mai sunt norocoase pe lumea asta, care s-au măritat cu norocul, au luat norocul. Și degeaba dacă norocul are 80 de ani și face pișul pe el și se duce, poate să mai respire norocul. Banii ăia de cumperi și plătești facturile ți-o prin noi, cum mai faci un copilaș și copilul la grădiniță îl duci și întreabă copiilalți, cine a venit să te ia? Tăticu. A, de ce minți? Că nu e tăticu, e bunicu. Asta e norocul. Norocul și-l face omul cu mânuța lui, cu ăștia două, care le băgăm și în urnă, care știi cum ne facem noi norocul, să fim sănătoși. Hai, vă pup și să fiți norocoși cu la pungă groși, cu munca la susținere. Hai, Doamne ajută!